Bine v-am găsit, copii curioși! În activitatea de astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai importante resurse fără de care nu ar exista viața pe Pământ, apa. Planetei Pământ. I se mai spune și planeta albastră, deoarece aproape 70% din suprafața ei este acoperită de apă. Chiar și în aer există apă, sub formă de nori și vapori. Găsim apă și în subsol, aceasta fiind numită apă subterană. Pentru a trăi, toate ființele de pe Pământ au nevoie de apă. Apa folosită de om pentru consum și pentru prepararea hranei se numește apă potabilă. Apa potabilă are anumite proprietăți. Haideți să vedem care sunt acestea. Luați câteva pahare transparente. Umpleți cu apă unul dintre ele și așezați-le alăturat. Există vreo diferență de culoare între cele două pahare? Cum explicați? Paharul cu apă nu și-a modificat culoarea, pentru că apa este incoloră. Mirosiți acum apa din pahar. Ce ați observat? Într-adevăr, apa nu are miros. Spunem că este inodoră. Acum gustați apa din pahar. Nu ați simțit niciun gust, nu-i așa? Spunem despre apă că este insipidă, adică lipsită de gust. Dragi copii, apa există în natură în cele trei stări de agregare: lichidă, solidă, dar și gazoasă. În stare lichidă, apa nu are formă proprie. Ea luând forma vasului în care este pusă. Ați observat că dacă turnați apa dintr-o sticlă într-un pahar, ea va lua forma paharului. Dacă din greșeală răsturnați paharul, apa se va împrăștia. Apa în stare lichidă curge la robinet, fiind captată din râuri și fluvii, dar și din izvoare subterane. Tot în stare lichidă este și apa din lacuri, din bălți, dar și cea din mări și oceane. Știați că dacă este foarte frig, iar temperatura scade sub 0 grade Celsius, apa lichidă se transformă în gheață? Gheața și zăpada reprezintă apă în stare solidă. Când se află în această stare de agregare, apa capătă diferite forme și nu curge. Știați că fiecare fulg de zăpadă este unic? Modelele lor geometrice sunt extraordinare. Priviți! Atunci când apa este încălzită sau fierbe, ea se transformă în vapori. Spunem despre ea că se găsește în stare gazoasă. În stare gazoasă este vizibilă în natură și sub formă de nori sau ceață. Apa mai are o proprietate importantă. În stare lichidă, ea poate dizolva diferite substanțe, cum ar fi sarea sau zahărul. Atunci când dizolvăm o substanță în altă substanță, spunem că am obținut o soluție. Gândiți-vă și numiți trei corpuri care nu se pot dizolva în apă. Așadar, nu uitați, copii. Apa folosită de oameni pentru consum se numește apă potabilă. Apa potabilă are trei proprietăți. Este incoloră, inodoră și insipidă. Pe Pământ găsim apă în toate cele trei stări de agregare: lichidă, solidă și gazoasă. În stare lichidă, în apă se pot dizolva alte substanțe, obținându-se soluții. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă invit să mă urmăriți și la alte activități.